Persoanele cu handicap, bătaie de joc a unui sistem bolnav. Pacienții care trebuie să obțină avizul pentru comisia de handicap au ajuns să se deplaseze la psihologi particulari. Asta datorită unor reglementări care nu mai recunosc avizele puse de medicii din spitale. Reprezentanții Spitalului de Urgență din Petroșani au aflat aceste lucruri. Este vorba de psihologii din spital, deci nu de medicii psihiatri. Psihologii din spital pot să facă consulturile specifice, însă acestea nu mai sunt recunoscute la diverse comisii. E o măsură care, am înțeles că este intrată în vigoare din cursul acestei luni, urmează să vedem ce implicații sunt pentru spital. Deocamdată, avizul medicilor psihologi nu este recunoscut de Comisia de Handicap. În condițiile de față, pacienții trebuie să meargă la cabinetele medicale particulare. Activitatea psihologilor din spital, respectiv avizul lor, nu mai este recunoscut de Comisia de Handicap cu certitudine. Alte comisii încă nu am aflat. Asta înseamnă că oamenii se vor duce la cabinetele private? Asta înseamnă că oamenii sunt obligați să meargă la cabinete private. În atare condiții, medicii psihologi din spitale și-au pierdut acest drept, iar dezavantajele sunt de ambele părți. Atât pacienții suferă, cât și cadrele medicale. Singurul beneficiu este de partea cabinetelor medicale psihologice private.